Foarte bine. Reluăm problema. Vrem să o înțelegem cât se poate de corect. Deci, repet ipoteza. Nu ne putem apuca de probleme până nu înțelegem foarte bine. Se dă un triunghi ABC. Zi. Așa. Și D aparține lui AC astfel încât, așa încât, AD congruent cu DC. Ce înțeles din asta? D-i pe aceea, așa încât AD. Adică D-i la mijloc. Asta, mă. Folosim repede limbajul nostru. Doar, mă. E simetricul lui B față de D. Adică? Adică E aparține lui BD. Da. Și B... Nu. BE congruent cu DE. BD congruent cu DE. Da? BD. Adică... Anca, ce interes? Să facem figură, nu? Nu, nu. Ce interes în asta? Că... Cine este la mijloc acum? A cui să-i mai? Cine e la mijloc? BD și DE. Cine e la mijloc? D. D este mijlocul lui BE. Da? D este mijlocul BE. Cu alte cuvinte, triunghiul ABC, începem desenul. Da? Triunghiul ABC. Oarecare. Deci, triunghiul A, B și C. Anca? D aparține lui AC. Hai să-l fixez pe B în partea asta, să vedeți de ce. B și C. Ia să vedem. Ce spune acolo? A, B, C. Trebuie să fixăm D pe dreapta AC. Unde este D-ul pe AC încă? D-ul, Adi, ești atent aici. D-ul e mijlocul AC. D-ul e mijlocul lui AC. Pune problema în ipoteză, copii. Da? Da. Pe urmă. Pe urmă, deducem simetricul lui BD. Da, știm, astfel încât AD e congruent cu DC. Putem să punem pe figură sau... Cum poți face, Adi? După ce am fixat. D-ul, mijlocul. Cum găsim pe punctul E? Unim cu BD. Și aceeași distanță... BD și mai mergem de la BD încolo. Cât? Cât de mult mergem? Cât e BD-ul? Cât e BD-ul? Deci aici este E-ul. Da. Da? BD. Cât asta? Și asta a fost toată cât asta, da. Așa, așa că de tensantul triunghiului de cât e, adică unim A, B, unim A, cu E. Așa, unim A, cu E și trebuie să arătăm... Pe ce cu E. Și ce cu E. Da. Trebuie să arătăm că... Triunghiul B, D, C. Triunghiul B, D, C. Așa... Zi-mi, Ioana. Putem lua triunghiul. Da, hai să zicem, vorbește. Trebuie să arătăm că triunghiul BD, să-l vedem care. Demonstrații, da? Demonstrații. BD, și trebuie să arătăm, adică am și uitat. Adică. Trebuie să demonstrăm triunghiurile BD, că... Adică care? Hai să ne uităm pe figură un pic. BD, că nu vorbim așa numai de... Așa. Ăsta e congruent cu care? Congruent cu triunghiurile D. E, D, A. Cu cel de sus. Cu E, D, A. Cu ăsta, da? Triunghiul ăsta să fie complet. Asta trebuie să arătăm. Putem mai întâi demonstra că triunghiul AD e congruent cu EDC. AD? AD e. Luăm triunghiurile astea în discuție, da. Hai să vedem ce putem. Deci, de chiar triunghiurile despre care vorbim, sunt luăm în discuție, da? Deci fie triunghiul AD, chiar la aceste triunghiuri. Triunghiul A. D e. A, D e. Și triunghiul, hai mai azi. Și triunghiul, mai repede. BDC. 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 Ce avem? Ce știm? Și avem așa... Anca, ce știm despre cele două triunghiuri? Avem că... AD congruent cu DC. AD congruent cu DC. De unde știm? Din ipoteză. Da. Deci zicem AD. Congruent cu DC. De unde AD? Ipoteză. Și unde avem scris ipoteza asta? Ca D congruent cu D. La primul acolo. Uite aici avem. Așa. Da? Că D e mijloc, nu? Avem că B, D e congruent cu D. B, D. De unde știm asta? Tot timpul. B, D. Congruent cu D, E.
Din ipoteză. Și avem A de E cu B de E, B de G, unghiul A de E cu B de G, pentru că este o pusă la vârf. A de E, congruent cu B de E, B de C, B de C, cu B de C, asta de aici. Pusă la vârf. Cu unghiul rău, puse la vârf. Deci. Și în ce caz e congruență în instituția matică? Adăugăm latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură, da? Deci adăugăm ca A de E, unghiul A de E, congruent cu unghiul B de C, opuse la vârf, scrim aici, da? Opuse la vârf. Sunt unghiul opus la vârf și atunci, conform cazului de congruență, spuneați latură, voi, latură, unghiul, latură, triunghiul luate în discuție, adică triunghiul A de E, A A de E congruent cu triunghiul B de C. A de E congruent cu triunghiul care? B de C. Vă rog să formulați alte probleme în care cu ipoteza asta în care se cereți altceva. A de B congruent cu E de C. Să arătăm că A e congruent cu BC. A e congruent cu BC. Corect, arătăm puteam să cerem asta. Corect. Luăm din congruența triunghiului să cerem asta. Apoi. Sau E C cu AB. Sau triunghiile E C AD, E C congruent cu AB. Ia să vedem la E C congruent cu AB. Unde te-ai fi dus tu? AB D cu E D C. Nu, să luăm triunghiul. Păi asta zice și AB. Asta zic și eu, ok. Păi zic deci, fiindcă AB AD, fiindcă s-a pus problema lui AB cu E C, A, B intră în triunghiul A, B, A, D, B, iar E, C intră în E, D, C. Și dacă triunghiurile astea ar fi congruente, toate problemele ar fi rezolvate. Ce părere ai? Sunt triunghiurile astea congruente? Da, avem A, D, B, D, C, B, D, congruent cu D, E și eu pus la vârf. Și din nou pus la vârf în partea asta. Corect. Triunghiurile sunt alte congruente. Altă cerință, tot atât de bine. Și demonstrăm cum unghiul D, A, E, congruent cu D, B, C. D, A, A, E, E, D, A, A E, e. Asta de aici. Cu D, B, C. Da. Cu D, B, C. Cu ăsta de aici, da? Da. Ne-o înseamnă triunghiurile și... Din cazul de congruență a triunghiilor, restă. Ia să vedem dacă unghiul ăsta e cât ăsta. Imposibil oare? Da. Nu cred. Nu? Deci, tu zici așa. Unghiul ăsta să fie congruent cu ăsta de aici, da? Da, n-am definit. Ia să vedem. Dacă tu te-ai oprit la triunghiul ăsta congruent cu ăsta, da. Intră așa. Da. Triunghiurile astea, să zicem, care arăta cum sunt congruente, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, adică latura asta este văzută din A. Să pune latura aia. Unghiul congruent. Latura asta e congruentă cu asta de aici. A, e cu ce? Cu D. Ai altă poveste. Mihaela. Da, 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 am greșit eu, domnul profesor. Atenție multă. De fapt, mă bucur că te-ai păcălit. Vreau să spun, mă bucur de ce? Pentru că este instructivă chestia. Pentru voi, dragilor, că Mihaela a îndrăznit să spună ceva. Ia s-a dus la unghiul ăsta congruent cu ăsta. Fără să mă gândesc repede. Dar, atenție multă, nu facem din asta un reproș, ci tocmai li se întâmplă foarte des elevilor. Ei nici nu măcar nu au încercat asta. Eu am scris totul și am scris repede. Atenție! Deci, din congruența triunghiilor mai înainte dovedită, și celelalte elemente sunt congruente două către două. Da. Și atunci, dacă vrei să iei unghiul ăsta, D-A-E. Cu care din unghiul de aici, cu ăsta două, nu se pune problema că sunt deja congruente luate în discuție, deci unghiul opus la vârf. Zici, unghiul de aici da. Privește între unghiul ăsta spre latura D-E. Corect, eu am aici. D-E este congruent cu din unghiul celălalt cu B-D. Da, corect. Iar spre B-D se uită unghiul C. C, corect. Da? Da. Multă grijă. D-A-E la... cu D-C-B. Deci, unghiul D-A-E, puteam, deci în problemă, să zicem, să se arate că D-A-E, deci unghiul D-A-E poate să fie și o cerință, da, la concluzie, unghiul D-A-E, congruent cu unghiul D-C-B, cu unghiul D-C-B.
de cârbă. Adică cu cel de acolo. Ca să poți arăta asta, trebuie să deja cele două triunghiuri, să arăți congruența triunghiurilor și din congruență elementele astea. Mai fac un pas. În loc să cer asta, da, că unghiul ăsta e congruent cu ăsta, da, da, aș cere să se arate că e paralelă cu BC. Corect. Secanta AC. Secanta e AC. AC. Ca vreau să spune B. Care? E B. Și e B, dacă arăți că unghiul de aici e cât ăsta, adică alterne interne. Și sunt, într-adevăr, sunt, între da, unghiurile acestea, două, unghiul de aici se uită spre AC, AD, da, unghiul de aici spre DC, cum cele două sunt congruente și unghiurile astea sunt congruente. Așa poți să zic că și AB paralelă cu EC se demonstrează. Sigur că da. Și AB paralelă cu EC din același motiv. Corect. În final, am insistat și am dorit să vă spun că putem extinde cerințele și subînțelege multe lucruri fără ca autorul să facă explicit. Congruența triunghiului ăsta, cum a cerut, el a fost la îndemână. Dar dacă era pus pe fapte mari, putea să ne cer așa. Simetricul totul. Să se arate că e paralel cu BC. Corect. Se îndepărtează de problemă. Că aș fi spus, băi, e paralelă cu BC. Deci în loc de toate, hai să reformăm și noi. Hai să reformăm problema în varianta în care vrem să facem un pic mai complicat. Adică la demonstrație să scriem că e paralel cu BC, da? La concluzie. La concluzie, pardon. Da? Deci în loc să spunem triunghiurile astea congruente, scrieți de nou problema, deci în ipoteză. Triunghiul ABC, vreau neapărat să... Vedeți, cu cât insistăm mai mult pe o problemă, înțelegem mai multe lucruri. Triunghiul ABC, în care T aparțin la AC, cu calitatea ca dă-i cât de ce. E aparțin lui BD. Păstrăm toată ipoteza. Exact ipoteza. Toată ipoteza. Da. Nu așa păi, încât. Da, nu așa încât. Adică nu altfel eu, ci în calitatea de a fi simetric, te-a dus de noi că dă-i mijlocul lui BD. În concluzie, să se arate că A e paralelă cu BC și AB paralelă cu EC, da? Da. Asta cer în cerere la concluzie. Facem figura din nou? Nu. Postăm aceeași figură. Faceți-o din nou. Sau dacă vreți să o folosim, folosim figura de mai sus, da? La demonstrație, da? Stai. Hai să facem figura, adică să... Eu zic să o luăm încet. Zicem așa, hai să arătăm paralelismul AE cu BC. AE paralel cu BC. Când ar fi acum? Măi, când două drepte sunt paralele? Visăm, dacă am avea aceste două drepte taiate de o secantă și am putea să prindem perechii de unghiuri care sau corespondente congruente, da? Deci dacă am avea, atenție, dacă am avea șanse, sperăm acum, dacă am avea șanse pentru cele două drepte, să surprindem o secantă, să te taie pe cele două drepte. Știm noi așa din teorie, dacă am două drepte. Taie de o secantă. Știu sigur că formează perechi de unghiuri. Alterne interne, alterne externe, corespondente. Chiar așa. Am să le notez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vă rog, numiți perechile de unghiuri alterne interne. 5 cu 4. Deci, alterne. 5 cu 4. Alterne interne. Care sunt perechile de unghiuri alterne? 5 cu 4 și 1 cu 8. 5 cu 4 și 1 cu 8. Să fie în interior, nu? Alterne interne. Scrieți-le și voi. Sunt 5, 4. 5 cu 4. Și respectiv 3
1 cu 8. Sigur că da. 1 cu 8. Astea sunt perechile de unghiuri alterne interne. Alterne externe. 6 cu 3 și 2 cu 7. 6 cu 2. 6 cu 3. 6 cu 3. Mai greșesc, dar sunteți atenți. 6 cu 3 și? 2 cu 7. 2 cu 7. Și corespondente? 3 cu 7 și 2 cu 6. 3 cu 7 și? 3 cu 7. 3 cu 7. Și? 2 cu 6. 2 cu 6. Așa este, Adi? Da. 2 cu 6 corespondente, da? 2 cu 6. Deci, copii, orice două drepte la întâmplare, tăiată o secantă, formează trei de unghiuri. Alterne. Dacă una din perechile astea, una, adică fie asta, fie asta, fie din câte perechi, câte se trec? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă una din perechile acestea, una, atenție, o pereche, adică cele două unghiuri sunt congruente, gata, le obligă să fie paralele. Da. Dacă sunt paralele, atunci toate perechile acestea sunt congruente două câte două. Atunci, deci, atenție. Noi ce avem în problemă? Vrem să arătăm că dreapta asta, A, e paralel cu BC. Visăm. Dacă am descoperit o secantă pentru cele două drepte, AC. Avem două secante. Fie AC, fie BE. Pentru dreptele A, da, pentru dreptele A, AE și BC. Hai să luăm secanta AC. Deci, pentru dreptele, pentru AE și BC. Demonstrație, da? Da. Începem demonstrație. Secanta. Secanta A, C. Secanta A, C. Deci, pentru aceste două drepte, fie, deci fie aceste două drepte, aici și pe C. Și secanta A, C. Și secanta A, C. Dacă cumva, imediat, găsesc eu o pereche din cele șase care le-am spus aici, o pereche, da? Dar sunt 8. La corespondente trebuia să spuneți și 3 cu 8, 4 cu 7. Da. Deci la corespondență mai adăugăm. 3 cu 8 și 4 cu 7. 3 cu 8, perechea asta și cealaltă 4 cu 7. Deci sunt 8. Din cele 8 pereche, dar una din judecat și raționat care facem, arătându-ți concrete, drepte sunt paralele. Putem lua A, E, B. Deci, a secanta care? A, C, a, da? A, B, E, B, A, la care unghiuri, Adi, te oprești tu? Deci, ai dreapta A, C. Uite așa, A, C. Și B, C. Secanta este asta. A, D, E. Unghiul A, D, E, A. A, D, E, adică unghiul ăsta. Credeți la D, E, Adi? Da, E, D. Deci te oprești la unghiul A, E, D. Aha! Ăsta, da? Ăsta, să fie cu obligatoriu cu care cu D, B, C. Cu D, B, C, cu ăsta. Că ele ar căpăta calitate de alterne interne. Că sunt de o parte și de alta secante și sunt de interiorul dreptelor ăsta. Și acum zic, ca să fie ăsta congruente, de la aș prinde eu în două triunghiuri. Triunghiul A, E. Demonstrat. Da, triunghiul A, E, D. Urmăriți-mă, eu voi elaborez raționamentul de parcă nu n-am știm demonstrat. Asta, da? Domnul profesor, dar lămuriți-mă pe mine, eu nu pot să merg mai departe. La corespondent de acolo a scris 3 cu 7 și 2 cu 6. 3 cu 7, o pereche, și... Păi 3 cu 8. Deci... Încă o dată. 3 cu 7, adez. 3 cu 7, dar nu, e 3 cu 8. 3 cu 8? 3 cu 8. Cine-ți dictat, copii? E rău, tare. De ce mi-a zis 3 cu 7? A zis 3 cu 8 și 4 cu 7, da, corect. Și atunci a zis 2 cu 5 și 1 cu 6. 2 cu 5 și 1 cu 6. Acolo e trecut aiurea complet, eu sunt ceață. Păi, măi, eu
că am aici prezenți, eu n-am urmărit problema. Voi mi-ați dictat? La corespondente ați dictat aiurea complet. Și eu zic numai 37. Păi există 37 și totuși sunt după aceea pe celelalte. Hai încă o dată. La corespondente, care sunt corespondente? Hai să vedem, le luăm la început, dacă nu cumva am greșit. 4, 5 cu 4. 5 cu 4 la alterni interni. E bine, da? Da. 1 cu 8, e bine. Alterni externi. 2 cu 7, corect. 2 cu 7, 3 cu 6, corect. 3 cu 6, corect. Și haideți la corespondente acum, că nu era corect. Așa. Eu eram în ceață complet. 3 cu 8. 3 cu 8, 4 cu 7. Este scris 3 cu 8, da? Da. Și 4 cu 7. 7, corect. Și pe partea cealaltă, 2 cu 5. 2 cu 5. Și 1 cu 6, copii. Și 1 cu 6. Nu puteam eu, uite. Așa, păi. Deci 2 cu 5. Și 1 cu 6. Și 1 cu 6. Sunt unghiuri corespondente. Acum este corect. Unghiuri corespondente, da? Da. De aceeași parte se cade. Spuneam încă o dată. Miruna. Luăm dreptele A, E și B, C și se canta A, C. Deci mi s-a cerut. Mai era o relaționament. Copii. Mi s-a cerut să arătăm că cele două sunt paralele. Pentru asta, mișcăm problema un pic în față. Măi, dacă aș găsi două trepte de atele secantă și aș arăta că sunt ca pereche, unghi, o pereche din cele opt congruente, gata aș fi. Paralele. Și acum a zis, pentru dreptele acestea pot să iau secanta AC. Bun. Și mi-ați fixez din problemă să vede că ar apare unghiul ăsta, cu ăsta mi-ar face un serviciu foarte tare, ca fiind unghiuri alterne. Să demonstrez că unghiul ăla e cât ăla. Trebuie, ele sunt alterne interne, dar nu știu că sunt congruente. Corect, să demonstrez că sunt congruente. Asta. A arătat paralelism înseamnă a arătat că aceste două sunt congruente. Și acum spun, unghiul ăsta intră în triunghiul de ăsta de aici. Unghiul ăsta în care triunghiul ăsta? Să le luăm în discuție. Să le luăm în discuție, că dacă ar fi congruente, are și problema. Gata. Să le luăm în discuție. Să le luăm în discuție. Păi da, măi, să admitem că nu le-am luat. N-am făcut problema încă. Deci noi ne ducem acum, adică problema asta formulată, și eu vă împing ușor, ușor, să vedeți cum ne ducem din aproape în aproape. Sigur că dăm peste problema aceea dinainte congruența triunghiilor. Exact. Dar dacă autorul ar fi fost așa, să se arate că sunt paralele și n-ar fi cerut congruența. Noi demonstrăm paralelismul acum copiii, nu congruența triunghiilor. Da? Da? Deci uităm că am demonstrat înainte. Haideți, cum luăm? Și acum. Deci, fie asta așa. Spune-mi acum. A e paralelă. A e paralelă. BC. Dacă și numai dacă. Vedeți ca domnul profesor și învățați așa. Dacă și numai dacă. Ar fi pare, dacă și numai dacă. Unghiul. Unghiul. D, A, E. D, A, E. Unghiul D, A, E. Congruent. Ar fi congruent cu unghiul? D, C, B. D, C, B. Dacă ar fi congruent. Da. Nu știu. Și acum demonstrăm. Dar D, A, E. D, A, E. Este unghi din triunghiul A, D, E. A, D, E. D, A, E, domnul profesor. D, A, E. D, A, E este unghi din triunghiul A, D, E. Iar D, C, B, nu? D, C, B este unghi în triunghiul B, D, C. B, D, C. Și atunci le luăm pe cele două. Ce dacă, acum spun, dacă triunghiuri ar fi congruente, le luăm în discuție. Deci, astea sunt congruente, dacă și mai triunghiuri sunt congruente. Fie triunghiuri, da. Le luăm în discuție. Fie triunghiuri. A, D, E cu B, D, C. A, D, E. Cu B, D, C. Și triunghiul. B, D, C. Avem despre aceste două triunghiuri, adesea știm că AD congruent cu DC. Congruent cu DC. Din ipoteză. Da. Mai au. BD congruentă cu DE. BD congruentă cu DE. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Și ADE congruent. Da, 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 da. Unghiul ADE congruent cu BDC. De ce?
Pentru că sunt opuse la B. Opuse la B. Opuse, da? Opuse la vârf. Și din asta, conform cazului latură, de unghi, latură. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiul ADE congruent cu triunghiul BDC. Cu triunghiul BDC. Și din congruența triunghiilor acestora, rezultă că toate elementele sunt congruente două cu două, adică? Adică avem așa, A e congruentă cu... Sigur că da. A e congruentă cu A. A e congruentă cu... Cu cine? Cu BC. BC, dar nu ne interesează. Nu ne interesează. Pe noi ne interesează care unghiul. DA e cu DCB. Da. Asta era problema noastră. Să vedem dacă ajungem acolo. Triunghiurile să fie congruente, toate elementele sunt congruente cu două câte două. A e cu EC, de acord. DA e cu DKB. DA e cu DKB, dar de unde crezi tu că DA e? DA e. Nu, DA e. Deci DA e. Nu am ajuns. A, ați făcut. Da? DA e. Da. Unghiul ăsta, Adi, din triunghiul acesta. Se uită către latura care, Adi? DA e din triunghiul. Se uită către? DA e. Se uită spre cine? Unghiul Adi. Aici. Către D e. Zi mai clar, mai sigur. Deci din triunghiul ăsta, unghiul ăsta privește spre latura D e. Latura opusă, da? Da. Dar D e congruent cu cine? BD. Cu BD, din ipoteză. Și către BD se uită unghiul. Și către spre BD ne ducem unghiul ăsta. Da. Așa se aleg unghiurile. Corect. Mâna. Corect. Deci din triunghiurile că sunt congruente, are și tala de ca ei cu BC, și adaug acum, deci A e congruent cu BC și că unghiul care are? Unghiul BDC. BDC. Unghiul BDC, adică ăsta, deci. Da, complet. Nu mai, DBC. BDC, adică ăsta, nu mai. E folosit de la BDC, e folosit când am arătat cum unde că au pus la vârf. A e d. A d. A e d. Tu zici A d e, nu? De ce zici A d e? Hai că vreau să mă să vedem A d. De ce zici tu A d e? Când ai zis A d e, înseamnă băca litera D. A d este unghiul ăsta, deci care e marcat de așa. Dar acesta a fost folosit pentru cazul latură-unghi-latură, adică. Deci unghiul ADE cu BDC a fost opus, folosit în raționamentul pentru congruență. Când două triunghiuri sunt congruente, când trei din ele sunt congruente. Latura asta, adică cât asta, asta e cât asta, unghiul dintre ele opus la vârf și acum au rămas ca la cele două triunghiuri, elementele care nu au fost luate în considerare din cele trei, să fie congruente două câte două. Laturile au fost luate două. A treia e cât a treia din congruență. Uite, ai zis A e cât BC. Nu știu, vreau să fac efortul maxim cu putință, dar... Adi, tu te-ai pierdut. Hai să vedem unde ești. Am vorbit mai devreme că avem curajul să spunem. Nu mi-e clar aici. M-am pierdut. Hai să vedem unde ești. Vă rog frumos să le luați încă o dată și eu fac și de 7 ore. Dar vreau să fii prezent. Exact. A trece mai departe, fără ca aceste lucruri să le punctăm, înseamnă că n-am făcut nimic. Adi, doar, hai să vedem unde suntem. Ce triunghiuri am avut în discuție? Anca, să o luăm și pe Anca, te rog, Anca. Cât el să se concentrează, să vedem Anca. Anca. Luăm A, E, D. A, E, D. A, E, D. Unghiul A, E, D, da? Da. Unghiul A, E, D. Adi, spre cine privește unghiul A, E, D? Spre latura D, A. AD. Deci A e D, congruent. Acum vrei să descoperi A e D dintre unghiul ăsta. Da. Și vrei să găsești unghiul din partea asta altă. Dintre păi unghiul ăla tu. A e D, ai zis că se uită spre AD. AD e congruentul cu D, că copii. Da.
Și atunci? A, D congruent cu D, C. Și spre D, C cine se uită? B, adică prin... B, nu, D, B, D, B, C. D, B, C. Așa se găsește unghiul. Deci congruent cu D, B, C. Și încă Anca, al treilea unghi. Că pe ăsta le-am luat în discuții la demonstrații. Ăsta e atac, ăsta e cât ăsta. Și care e al treilea unghi dintre unghiul ăsta? A, e, corect. Deci unghiul D, A, e. Care se uită spre latura. Care, Adi? D, A, e. Se uită spre latura. D, E. D, E. D, E cu cine e congruent dintre unghiul? Cu D, B. Cu D, B. Și spre D, B dintre unghiul ăla atunci. Cu DCB. Cu DCB. Congruent cu DCB. DCB. Și nu asta aveam noi? DAE cu DCB cu semn întrebare? Am reușit. Am arătat că sunt congruente. Pe care de consecință totul merge înapoi și problema paralelismul este rezolvat. Da. Deci de aici rezultă, în sfârșit, că... Am demonstrat că AE... AE... Paralelă cu BC. Copii. Eu cu riscul că plictisesc, dar mai erau încă o dată la zonă. Deci voi vă pierdeți undeva din plictis, că s-a scris prea mult pe tablă. Nu copii, haideți să fim în problemă. Haideți. Da. V-am arătat următorul lucru. Cu aceeași ipoteză se pot formula probleme din ce în ce mai dificile. Corect. Putea să fie problema simplă, cum a dat autorul, să se arate că triunghiul ăsta e congruent cu ăsta așa cerut el. În baza faptului că am avut conținut ipoteză. Cel era foarte simplu. Ne luam acele două triunghiuri, fiindcă asta cât asta, asta cât asta și unii dintre ele am și arătat, triunghiuri sunt congruente și cu asta basta. Termina problema conform cazului latul, unghi, latul. Dar eu v-am spus așa, cu aceeași ipoteză, pot să complic problema. În loc să arăt că triunghiurile sunt congruente, voi fi obligat să arat asta, dar am zis, hai să vă propun paralelismul ăsta în două. Corect. Pentru că paralelismul ascunde ce? Tehnica de a arăta două drepte sunt paralele. Când? Dacă descoperi o secantă pentru paralele acelea. Și dacă dintre perechile acele opt care se pot forma, o singură pereche, o pun una pe așa, arăt congruente, în baza ipotezei care o am acolo, numai pe baza ipotezei, dreptele sunt paralele. Le-am obligat să fie paralele și am terminat problema. Deci când sunt două drepte paralele, Adi? Două drepte paralele, când formează unghiul altern intern, altern extern. Toate trebuie să demonstrăm că sunt... Nu, numai două. Numai unu. O pereche din alea opt. Deci numai o pereche din alea opt. Și atunci... Dacă sunt paralele, toate cele opt sunt congruente două câte două. Atenție, da? Deci, Ade, noi am dorit să arătăm că cele două sunt paralele. Corect. Și acum mergem și spune ce șanse am. Și zic, bine ar fi, visăm, bine ar fi pentru cele două drepte să le surprind cu o secantă. Și din cele opt variante de perechi de unghiuri, doar o pereche să o descoperă, să arăt că sunt congruente. Atunci, gata, pentru mine e problema. Deci, vedeți, când construiesc în mintea mea, drumul pe care trebuie să-l parcurg. Corect. Și acum, a zis, hai să le iau pe cele două drepte paralele. Ce secantă ne-a reșit? AC. Mergea și BE, toate atât de bine. Dar ne-a fixat cu AC. Pentru secanta AC, am adic șanse pentru cele două paralele, pentru cele două drepte ca să fie paralele, obligator încât să fie cât ăsta. Pentru că ele capătă calitate... Alterne de care? Alterne interne pentru că sunt în interiorul dreptului și asta e secanta. Deci alterne interne. Și ca să arăt că sunt congruente unghiurile, să le oblig să fie paralele, bine ar fi acum să le prind pe cele două unghiuri. În două triunghiuri. Deci pe triunghiuri să arăt că sunt congruente. Și iată, mă duc în cele două triunghiuri.
conform ipotezei. Și încep discuția în legătură cu cele două triunghiuri. Visul meu să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente. În loc să arăt concluzia în problemă, am ajuns la problema asta. Corect. Fiind obligat de congruența celor două unghiuri. Ce bine ați zis, le-am prins. Da. Cele două triunghiuri sunt congruente conform latură, unghi, latură. Și acum, fiind congruente, elementele sunt congruente, două câte două, celelalte ne luate în seamă. Adică asta va fi cât asta și unghiul ăsta va fi cât ăsta. Ce mult mi-am dorit să arăt asta. Da. Și atunci unghiile sunt congruente, altele sunt în calitate de altele, ele provenite din cele două triunghiuri, pentru dreptele acestea și secanta, capătă calitate de alterne interne. Și dreptele sunt paralele. Și dreptele sunt paralele. Da? Insist încă o dată. Este un prim moment când ați descoperit, eu am făcut efortul maxim, cum se elaborează raționamentul. Corect. Ce se întâmplă? Copii, nu simpla fapt. Arată că sunt congruente. Am plecat. Arată nu știu ce. Scădeam. Adunăm. Este reflexul din școala generală, de la 1-4, le adunăm cele două numere, le scădem, le mulțim, fără ca să înțelegi de ce. Eu, totuși, vreau să spun că mă deosebesc de tot ce se întâmplă în școală prin acest efort maxim cu putință de a face înțeles raționament și de a vă invita să elaborați un raționament până la capăt. Da? Până la capăt. Să elaborați un raționament. Să vedeți firul ascuns din aproape în aproape. Cum gândesc? De ce fac asta? Care-i rostul? Mi-aș permite, domn profesor, să spun că în concluzie acolo ați cerut și că AB e paralelă cu EC. Deci AB paralelă cu EC. Să vedem asta, dacă pe am cale înțeles. De consecință, dacă după efortul făcut, Adi, tot insist pe Adi pentru că... Am început să doarmă, da. Da, este în momentul ăsta așa mai... Are momente când se scoate din priză și spune, poți să faci ce mai faci, nu? Discut cu ea. Ia să vedem mai. Deci acum ne propunem să arătăm că AB e paralelă cu EC. Și dacă ai înțeles, înseamnă că ai să ne explici. Deci, imediat să te adi puțin și dacă nu știi, ai să faci zici tu. Deci, nu mai pune presiune, te-am mai rugat o dată. În clipa în care cineva este invitat, faptul că te-a aruncat cu mâna sus, îi pus presiune pe el și nu mai are. Să știți că eu la școală, când eram elevă ca ei, dacă știam, nu ridicam mâna. Tocmai ca să... Este o formă colegială de a-l ajuta pe celălalt. Speram să mă pună tocmai pentru că nu ridic mâna, știți? Atunci, ca eleva din tine, așa spera. Da. Era o capcană pe care întindeai profesorul. Da. Și de multe ori reușeam. Dacă ridicam mâna, nu știam, uneori riscam și ridicam mâna și eu, proful, poate credea că eu știu și nu mă punea. Da, era, cum să spun, ca la poker, da? Da, risca. Sigur că da. Știai că e jenant în clipa care te pune să nu știi ce așa? Mulți copii erau prinși așa. Măi, ridicam mâna, ia zi tu! Da. Și ridicam picioare și el era... Da. Pentru a crea impresia, profesorul să fie îndelucat. Dar acum, dintr-o disciplină a dialogului, suntem puțin aici, dintr-o disciplină a dialogului, vă invit să faceți așa. Când e invitat cineva, eventual poți să-l ajuți cu, dacă ar fi, nu știu ce, o discuție să mă ajuți în dialogul. Hai să vedem. Dar presiunea pusă așa, îl scoate din mână pe ea. Adică, noi vrem să arătăm că AB paralel cu EC. Când două drepte sunt paralele, care ar fi tehnica? Miruna, te rog, vorbește acum. Când două unghiuri păr... Nu. Două drepte sunt paralele. Când descoperim unghiuri... O secantă. Nu, când descoperim o secantă. Când o secantă trece... Când găsim o secantă pentru cele două. Da. Și găsim perechi de unghiuri. O pereche. O pereche din cele 8. Da, care să fie ori antren extern, ori antren extern. Și să fie congruente. Da. Ele sunt perechile totdeauna la tăiera. Că o secantă pentru... Sunt toate perechile, cele 8. Da, dar să demonstrăm. Dar din cele 8 să găsim o pereche... Congruente. Deci, încă o dată, Adi. Pentru aceste două drepte care se și vor... Și secanta care vreți voi. Bâie. Da. Ne oprim la bâie, da? Da. Deci pentru dreptele acestea, A, B. Și ce e? Și secanta asta, Adi, bâie. Ce unghiuri să găsim noi? Congruente. B, A, D. Mi-ai zis ăsta, da? Da. Și cu? Cu... B, A, D. B, A, D. Și cu D, C, E. Și cu D, C, E.
Păi mai scos din mână. Vreau să zic A, B, D. A, B, D. Asta e altceva. A, B, D. Că trebuie să vezi asta unde mai... Asta de aici, da. Da. A, B, D. A, B, D. A, E, C, D. D? E, C. D, E, C. Pentru că acestea capătă... Deci unghiul de aici, copii, da? Pentru a arăta că astea sunt două drepte paralele și ai găsit secant, da? Îți trebuie unghiul ăsta să fie, nu? Congruent cu ăsta. Pentru că ele, astea două unghiuri, surprinse așa, apar ca fiind de o parte și de alta secante și în interiorul dreptelor paralele. Dar la fel de bine puteam să zic și D-V, C. Și D... B. B. C. D, B, C. Nu, Mihaela. Ăla nu? D, B, C. Ăla de acolo cu... Ăla de acolo... de aici? Pe ăsta le oblige paralel. A, numai pe ăla le oblige. Sigur că da. Aha. Pe mine mă interesează doar unghiurile aceste două. Mai pentru ălea. Că... Am înțeles. Față de secanta buie, față de secanta buie, ele... Astea două sunt de o parte și de alta secante. Că așa mi-ați spus voi, secanta da, asta. Da, 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 da. Și sunt, alternează de o parte, alterne și interioare dreptelor noastre. Dacă am fi făcut secanta AC, atunci tot pentru dreptele acestea, îmi trebuiau care unghiuri în condițiile astea? Îmi trebuiau care unghiuri? Tot de o parte și de alta secante, deci ăsta două ar fi fost. Da? Alterne și interne, da? După, alterne de o parte și de alta. Deci, în condițiile acestea, ar fi fost vorba de unghiul B, A, D și respectiv D, C, E. Nu puteți să-mi fiți prezenți și eu... Trebuie răsturnată figura ca să vadă. Trebuie să răstur în tablă. A, B și E, C. Și secanta B, E, am dat bună. Insist. Copii. Am aceste două drepte în ipotecă, în concluzie, și mi se cere să arăt cele două drepte, adică sunt cum? Visez. Pentru aceste două drepte, ce bine ar fi să găsim o secantă. Ce bine ar fi să găsim o secantă. Și avem șanse, ce înseamnă secantă? Să taie pe AB și pe ACE. Avem secanta BE o dată ca variantă, secanta AC ca variantă. Două secante. Tu dai din cap, Adi, dar ești pe lângă mine. Ești numai prezent așa. Deci încă o dată. Luați-o separat. Adi, uite, eu am așa. Astea două drepte paralele. Da. Astea două drepte și am varianta secante acestea. Uite așa. B e. B e. Și tot atât de bine aveam și varianta secantei. Care secante? A. C. Ori o iau pe B e, ori o pe AC. Dacă mă opresc la buie ca secantă, sunt toate unghiurile cele care știți voi, nu? Și toate acestea aici, corespondente, toate perechile cele 8. Însă, din figură, se vede că unghiul ăsta mi-ar place foarte tare să fie cât ăsta, pentru că acestea sunt în calitate de alterne, de o parte și de alterne, și sunt în interiorul dreptelor, alterne interne. Obligatoriu în interiorul dreptului. Că, din figură, din ipoteză, din construcția problemei. Da, 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 da. Nu, altfel nu, că de-aia celelalte două unghiuri... Celelalte două unghiuri nu folosesc alte două. Deci obligatoriu dacă m-am găsit, m-am gândit la asta. Am înțeles, da. Din figură. Dacă o iau pe AC, ca secantă, tot din figură, tare mult mi-aș dori ca unghiul ăsta să fie congruent cu unghiul ăsta. Da, corect. Că tot așa ar apare aici. De o parte și de alta secante. Corect. Și în interiorul dreptului. Corect. Tot altern intern. Și acum e simplu. Luăm cele două triunghiuri în discuție. Și ești obligat acum să te concentrezi pe cele două triunghiuri. Corect. Pentru că în triunghiurile acestea ai ce cauți tu. Unghiurile astea componente sau astea componente, da? E D la mijloc acum.
D aici este. Da. Așa. Ați înțeles, copii? Da. Și acum le luăm pe A, D, B. Fie triunghiurile. A, D, B și D, E, C. Și D, E, C. Despre cele două triunghiuri. Poți să spui, asta e cât asta, asta e cât asta, din ipoteză, unghiurile s-au pus la vârf și triunghiuri sunt congruente. Da. Triunghiurile fiind congruente și toate elementele triunghiurilor respectiv sunt congruente pe unghiurile două. Și atunci încep. Unghiul ăsta care mă interesează foarte tare, se uită spre D, B. Da? DB-ul cu cine este congruent? Cu D-eu. Cu D-eu. D-e este privit de unghiul ăsta. Opa! Chiar așa. Deci, unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Păi dacă ăsta sunt congruente cu unghiul, sunt de-o parte și alta, sunt alterne interne, am văzut, și sunt și congruente, le obligă pe dreptele acestea să fie paralele. Dacă mă duc în partea asta, cu secanta V-e, cu toate cele două triunghiuri congruente dovedite, au aici unghiul de aici, din congruența triunghiilor, unghiul de aici se uită spre AD. Dar AD e congruent cu DC. Unghiul de aici. Eu atât că am ajuns că unghiurile astea sunt congruente și ele sunt fiind congruente în calitate de alterne interne și congruente, le obligă pe acestea două să fie paralele. În concluzie, n-am făcut ședința asta decât un lucru, eu cred că foarte important. Am făcut concluzia paralelism. Da, da, da. Acela de a, și mai ales esențial, invitația de a încerca să elaborați un raționament corect. Asta mi-ar trebui. Dar n-am. Asta, dacă îmi trebuie, unde să mă duc? Astea două triunghiuri. Ce bine ar fi găsit două triunghiuri. Care triunghiuri? Ăsta? Acum, ăsta să fie congruente. Ca astea să fie congruente, trebuie să văd ce caz de congruență. Vedeți, este mersul din aproape în aproape. Da, foarte. Eu n-am făcut decât o problemă din a ceea ce înseamnă tehnologia de elaborare a unui raționament. Practic, copii, acum vreau să vă invit atenție. Să fiți maxim atenți. Încheiem, pentru că vă văd obosiți. Da. Atenție. În clipa în care mi se cere ceva, eu desfac concluzia. Desfac concluzia. Ce ar trebui să arăt? Asta ai trebuit. Dar ca să fie asta, ce ar trebui să arăt? Merg înapoi. Mi-e mersul înapoi până când dau peste ceea ce am în ipoteză. Deci, practic, eu am desfăcut. Este super ce vă spun. Deci, ceea ce mi se cere să arăt, o duc prin raționament înapoi, până când am ajuns la congruența celor două triunghiuri. Și acolo, din congruența celor două triunghiuri, mi-am scos unghiurile care mă interesează. Care mă interesează pe mine. Am demonstrat că sunt congruențe și la revedere paralel. Și acum să vă spun o povestioară clară ce mi s-a întâmplat mie. Deci eram student în anul întâi la facultate. Da? Student în anul întâi. Ei bine, cum ați descoperit, da? Eu învățam cu toată ființa. Tot. Eu veneam la un liceu foarte slab. Liceu de Pădutru. M-am trezit deodată, student fiind, într-o situație imposibilă. Aceea de a face față la niște cerințe foarte sus, puse, eu fiind un produs, cel mai bun produs al liceului Pădutru, să zicem, dar era Pădutru-Turcului. Eu aveam în mintea mea un criteriu de comparație, și anume, când veneam la faza județeană, la matematică, nu făceam. Și eram foarte supărat. Și atunci spuneam așa, vezi, Ioane, ești cel mai bun la Podul Turcului, dar pentru Podul Turcului. Ceva nu era clar pentru mine. De ce? De șansa mea era aceea că aveam un profesor foarte modest. El era cel care fugea din calea mea cât putea. Cât putea. Avea să-mi povestească că eu îl pânteam când ieșea de acasă să ducă să cumpere pâinea,
Și eram cu hâtiuța în mână și tot așteptam toate porțurile și puneam întrebări. Și de frică nu mai lua pâine. Deci nu mânca, numai să nu mai iasă din casă. Iar mă prinde elevul. Iar mă prinde ursul și mă ia la întrebări și ce fac eu. Deci, perdeam ore întregi ca să-l aștepte undeva, trebuie să vină, trebuie să-l apă. Deci eu realizam că nu sunt la nivelul acela care trebuie. Odată la zi la facultate, mi-am dat seama că chiar așa era. Și ce era de făcut? De ce? De ce? Ce e de făcut? Abandonez sau mă apuc de muncă? Și m-am apucat de muncă, cum să spun, pe viață și pe moarte, cum să spun, depun efort maxim. Cum de fapt observați că mi-a rămas un act reflex în a munci. Deci marea mea bucurie este să muncesc din toată ființa mea. Nu abandonăm, corect. Așa, indiferent de domeniu. Nu așa, nu întâmplător s-a născut Prof. Online așa. La momentul ăsta, Prof. Online a apărut datorită acestui stil de a pune maxim efort și de a munci continuu. Este o bucurie să fac asta. E bine, mă întorc. Și în anul întâi, în sesiunea din iarnă, mi-a picat, aveam două examene date. Cele două examene le-am pregătit cu am putut de bine, dar vă amintesc că pe tot semestrul întâi, până așa, nu pricepeam nimic de ce se face la tablă. Învățam și nimic nu înțelegeam. Pentru că nu aveam bază. Am venit chiar în vacanța de iarnă cu gândul să mă retrag la facultate. Și am venit, m-am găsit cu un prieten al meu și am zis, uite, trebuie să spună Gigi că... Te s-a văzut Gigi pe ocazia asta. Abandonez facultatea de matematică pentru că nu pot face față. Și el a spus, nu se poate, Ionică. Nu pot să cred că ți-a trecut vreo idee. Ți-a trecut ție o idee de asta. Păi alții se chinuie an de-a rândul și era vorba de admitere. Cu, erau 3-4 pe loc, era o bătălie mare, nu așa. Și tu să iei în poziția care... Ești acolo și, ești acolo și vrei să abandonezi, nu se poate. Deci trebuie să înțelegi că nu se poate. Și atunci, da, poate era dreptate. El mă îndeamnă și spune, mi-a dat încredere discuția asta. Eu știu că tu ai un potențial imens. Poți. Ne-ai dovedit-o nouă tuturor, de-a lungul anilor. Acum nu se poate să abandonezi. Ai dat un examen, ai ajuns acolo, l-ai luat. Și acum am zis, da, cred că are dreptate să pun mâna să muncesc. Și ajung repede. Avem la un obiect, analiză matematică. Examen și la logică matematică. La logică. Era pentru prima dată făceam materia asta logică, era pusă la punct de 10. Eu nu știu să fac pe jumătate. Eu ori învăț, ori la comandă. Mă remarcasem între colegii mei la logică foarte bine. Dar analiza era o problemă complicată. În sfârșit, m-am apucat în sesiune de muncă, am avut cursul de la un cap până la altul, făceam ade ca tine acum. Copiam de pe tablă, că nu înțelegeam nimic în timpul acela, ce profesorul povestea. Cu foarte multe greșeli. Cu foarte multe greșeli. Că în clipa în care nu poți urmări, nu urmărești raționamentul, îți trec ori multe greșeli. Copii, care se întâmplă și lor. Copii de pe table, deci plus, minus, mă rog, erori mari. Când am început să învăț cursul, eram extraordinar de bucuros că descoperam greșelile. Și seara când ne întâlneam cu colegii, îi spuneam, băi, zic, ce împăine o dată în curs, mă, uite că acolo greșit, acolo greșit, acolo greșit. Să uităm, noi aveam corect. Numai eu aveam incorect. Pentru că copiam greșeli. Adică copiam și făceam greșeli. Da. Dar cu ocazia asta, descoperind greșelile, pătrundeam în intimitatea examenului. Da? Ca să ajung să descoperi greșelile, înseamnă că raționamentul puneam la punct perfect. Corect. Așa, ei mă învățau și mecanic. Eu nu. Eu descopeream greșelile. Era o chestie extraordinară, că l-am descoperit profesor că o greșit. Da, e greșeala mea? Corect. Ei bine, parcă și acum văd. În cursul 17 aveam o teoremă care se întindea pe vreo două pagini. Era prima, începea cursul, foarte lungă teorema aceea. Și n-am putut să o citesc, nici măcar renunț. Am zis, tot o las. Las-o mai târziu, las-o mai târziu, Treabă. Las-o mai târziu. Și eu vinte examenul și pe aceea n-am citit-o niciodată. Să nu-mi ziceți că pe aceea v-a dat. Exact aceea mi-a picat bine. Se trage pe
bilet, se trage biletul și se exact teorema aceea. Prima chestiune, erau trei chestiuni. Una aceea, care nu știam nici enunțul, a doua și a treia de semnare. Am în două celelalte, știam, de 10, nu era așa. Și mă gândeam ce fac cu teorema asta. Nu mă păcam cu gândul că... Am un sistem, asta vreau să vă spun, de mobilizare maximă. Am spus, trebuie să mă descurc. Ce am făcut? Am aplicat o strategie. Cum eram cei 7-8 la tablă, am zis profesoarei că încep cu chestiunea a doua, dacă îmi permite. Am zis eu în mintea mea, am să o las pe asta, poate profesoarea uită și mă strecor, că fac o impresie la subiectul 2 și 3 perfect și atunci n-am altă soluție. Și când așa am dat să mă duc cu carnetul să pun nota, deci tu ești student, așa e foarte bine, dar mai ales chestiunea întâi, chiar și nota pe fiecare subiect. Dar mie mi-a rămas de către soluția asta, nu? Să forțez mâna, poate uită. Atunci, n-aveam să fug. Eram în sală acolo, profesorul m-a țintuit la tablă să fac subiectul întâi. Deci m-a descoperit, strategia n-a ținut. Și atunci am zis, acum sau niciodată. Asta e sistemul. Acum sau niciodată. Și am zis, doamnă profesoare, știți ce? Am un lapsus. Nu mi-am amintesc conținutul teoremei. Nu știu. Acum am un lapsus, vă rog să mă ajutați. Și am zis, nu se poate doar student, dar am mers perfect. Mă amintesc, zice, fie cu tare, nu știu ce, cum a zis, să dă, nu știu ce. Ipoteza. Ipoteza. Da. Și eu mă uitam la ea, era și ipoteza lungă. Ea a crezut că dacă îmi dă câteva noțiuni, eu mă duc. Și mă amintesc teorema, cum mi-a spus, mă amintesc. Am cerșit de la ea să-mi spune complet tenunțul. Mi l-a dat. Drăguță fiind, mi l-a dat. Și tot tenunțul și cerința, cu tot. Ce să cere? Adică ipoteză, concluzie. Atunci, acum hai la treabă. Și mi-a zis, bă, ipoteză. Hai să o desfac pe asta. Să o stric, cum am zis aici. Ce îmi cere? Asta îmi dă ipoteză. Concluzie. Trebuie să arăt că astea două sunt paralele. Ei, cum să arăt că sunt două paralele? Păi trebuie să găsesc două, o secantă, trebuie să găsesc, unghiuri concrete, trebuie să mă duc la două. Și am stricat concluzia, din n-am mai putut până când... Și până am încercat și cu ipoteza să văd, să fac juncțiunea undeva. Atenție! Eu știam tot cursul, cele 30 de cursuri care erau acolo, știam complet, cu excepția acestei teoreme. Deci aveam perfect de 10 să pus la punct. Dar asta nu știam. Și atunci am stricat cât am putut, am stricat și am ținut din și am zis, hai să, aici să le lipesc. Aici unesc. Aici unesc, pac! După ce aveam scris două table acolo, așa, m-am dat deoparte, știam că unirea a fost forțată, lipitura, dar zic, nu o poate descoperi, nu o să poate. Adesc, eram bucuros. Am scris atât, am impresionat. Da, tot e făcut. Profesora, tu ești student, dar demonstrația asta unde ați găsit-o? Spun și eu din literatură, la cutare, Roșculescu. Nu, zice Roșculescu, nu este asta. Niculescu. Nu, este Niculescu. De aștia, toate, na, tot ce era. Vai, de bine, deci era pentru prima dată când făcusem o demonstrație cu totul și cu tot diferit. Nu era nici într-un manual. Am înțeles. A mea. Am înțeles. Și acum ea a trebuit să dea răspuns dacă e corectă sau nu. Și singura ei variantă era să caute în literatura de specialitate, unde anume știa ea toate cursurile, tot ce era publicat, dar pe asta nu o găsisem nicăieri. Și atunci, cum zis, băi, ce să-i fac? Trebuie să-i dau răspunsul ăsta. Exact. E bună sau nu e proastă? Să-l urmăresc. O insista foarte tare să mă întrebe de unde este. Și am zis, doamna, nu mai amintesc. Dar cursul n-am făcut-o așa, zice eu. Ăștia, cu atât mai mult cursul. În cursul n-am făcut-o așa. Era cu totul altceva. Alte mese am avut, alt raționament. Și atunci, în situația aceea,
disperată în care se afla ea acum, nu eu. Corect. Sesizează lipitura. S-a luminat. Zice, bă, ați mers bine aici, scârții, zice aici. Poate, zice, merge și chestia asta, dar scârții. Toate sunt bune, dar aici ați forțat. A găsit chestia asta. Eu am fost foarte încântat că i-am pus-o la treabă și țin minte că mi-a dat o notă foarte bună. Adică 9? 9, da. 9, că 10 nu putea să dea. Da, nu putea să dea 10, dar mi-a dat 9. Foarte bun. Și vă dați seama din ceea ce era în situația de a mă retrage de la facultate, în sesiunea aceea mi-am câștigat atâta încredere. Că pot demonstra singur și varianta mea. Și varianta mea, nu numai aici, mi-am demonstrat mie că pot. Felicitări. Ambele examene am luat cu o notă foarte mare. Deci, de la poziția celui care era în stare să abandoneze, iată că pot. Așadar, ce am vrut să vă comunic cu asta? Am vrut să vă comunic că, sigur că rămâne nativ un potențial care Dumnezeu mi l-a stabilit mie, rămâne un potențial, dar rămâne și această strădanie, acest efort maxim pentru a munci. Asta am vrut să vă comunic. Iar ceea ce ați văzut aici este lucrul pe care am vrut să vă-l comunic, acela de a merge de la concluzie înapoi, stricăm, până dăm peste ipoteză, peste congruența triunghiului. Adică nu abandonați, asta vă transmit, domnule. Da. Nu abandonăm. Muncim, deci, și reușim. Geometria presupune un act de curaj. Ca matematica, în general. Este un antrenament extraordinar pentru ceea ce înseamnă lupta cu necunoscutul. Dincolo de tine s-a aflat problema aceea pe care trebuie să o faci. Păi. Ne oprim aici. Dragi la revedere. Mergem la supină, domn profesor, da? Da.